Parcursul profesional al Monicăi Macovei a început în 1983 cu postul de procuror la Giurgiu. Timp de 14 ani a avansat în carieră, ajungând la Procuratura Municipiului București, apoi la Parchetul General. În 1997 renunță la procuratură, devine avocat și lucrează în paralel ca expert la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki. În 2004 devine președintele asociației, postură din care alianța PNL-PDL o propune ca ministru al Justiției, însă propunerea nu a venit de la premierul Călin Popescu-Tăriceanu. O mențiune specială fac pentru ministrul Justiției. Îi mulțumesc doamnei Monica Macovei că a acceptat să fie membru al Guvernului României, dânsa fiind un om neangajat politic. În mandatul de ministru, Monica Macovei semnează promovarea unui pachet de legi pentru reforma sistemului judiciar, adoptat prin asumarea răspunderii guvernului. În februarie 2007, Senatul adoptă o moțiune inițiată de liderul PC, Dan Voiculescu, și susținută de PSD, împotriva ministrului Monica Macovei. Răspunsul premierului e ferm. Nu există obligație ca ministrul care este sancționat cu astfel de moțiune să demisioneze, poziție la care se raliază public și o parte a societății civile, într-o acțiune de susținere a ministrului Justiției și a luptei anticorupție. Și totuși, la remanierea guvernamentală de peste două luni, ministrul Justiției este înlocuit. Cred că nu mai sunt în guvern pentru că am refuzat să avizez legi cu destinație și pentru că am insistat puțin cam mult pe legislația anticorupție. În timpul mandatului ministerial, numele Monicăi Macovei apare și într-o serie de controverse intens mediatizate. Una dintre ele ține de înființarea ANI. Controlul averilor și existența unui mecanism eficient de verificare au fost parte din cerințele europene adresate constant României. De aceea s-au și regăsit în Strategia Națională Anticorupție 2005-2007, asumată de guvernul Tăriceanu. După lupta cu opozanții proiectului ANI, cu doar câteva săptămâni înainte de înființarea agenției, Monica Macovei își pierdea mandatul de ministru. Au mai trecut 2 ani până a intrat oficial în politică. În anul 2009 se înscrie în PDL și candidează pentru Parlamentul European. Statisticile de acolo arată că a fost unul dintre cei mai activi raportori dintre cei peste 750 de europarlamentari. În vara anului 2012, la cel de-al doilea referendum pentru suspendarea președintelui României, Monica Macovei se implică activ în campanie alături de liderii PDL. Mesajul nostru adevărat este: stați acasă, nu mergeți la vot, pentru a nu legitima o lovitură de stat, spunea Monica Macovei. În discursurile sale de atunci invocă date despre o presupusă viitoare fraudare a scrutinului de către USL, afirmație ce a tras o plângere penală din partea liderilor Uniunii. În februarie 2013, Monica Macovei intră în cursa pentru președinția Partidului Democrat Liberal contra Elenei Udrea și a lui Vasile Blaga. Vrem să fim credibili, nu să rostim doar lozinci. Vrem standarde etice ca să se aplice permanent și nu numai înainte de alegeri. Vrem ca promovarea în funcții de partid să se facă în funcție de profesionalism, nu pe bani. PDL nu poate fi condus de oamenii care nu sunt credibili, susținea Monica Macovei în proiectul de reformare a partidului. Câștigătorul a fost însă Vasile Blaga. La alegerile europarlamentare din vara acestui an, Monica Macovei câștigă un nou mandat, dar pe 5 august ia prin surprindere opinia publică prin anunțul că își va depune candidatura ca independent pentru Cotroceni, apoi demisionează din PDL. Dacă toți cei care cred în mine mă vor vota, din primul tur vom învinge. Și David l-a învins pe Goliat. Viziunea politică a Monicăi Macovei pentru un mandat prezidențial cuprinde 10 porunci pentru clasa politică și 100 de măsuri pentru simpli cetățeni. Președintele trebuie să fie un model în toate și pentru toți. Voi fi un președinte demn, care va respecta pe toată lumea, oamenii, politicienii. Voi respecta trecutul acestei națiuni și voi face tot ce stă în puterile mele ca viitorul să fie al nostru, al oamenilor, și să ne transformăm țara.